Power Couple este o emisiune concurs de cupluri. În fiecare luni, concurenții primesc câte 2000 de euro virtual de familie. Fiecare concurent investește în calitățile celuilalt, fără să știe exact despre ce probă este vorba. Dar tu știi, bă, nevastă mea știe să schimbe o roată de mașină. Și zici, din 2000, 1600. O schimbă, dublez banii, nu o schimbă, i-am pierdut. După fiecare două zile de concurs, tragem linie și vedem câți bani are fiecare în pușculiță. Cuplul cu cei mai puțini bani în pușculiță ajunge să fie propus la eliminare. Celălalt cuplu propus la eliminare este cuplul care stă cel mai slab la proba de cupluri. De exemplu, să faci clătite la patru mâini. Pentru că suntem într-un casting pentru anul următor de Power Couple, aducem rând pe rând câte un cuplu, din care măcar unul să fie cât de cât cunoscut sau celebru. Astăzi l-am adus pe soțul din dotarea Belei Santiago, ea colegă deja cu noi, că apare în toate producțiile Antene 1, Ionuț. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit pe la noi! El nu e foarte vizibil decât poate în unele postări sau la restaurant, dar Bela cu siguranță este foarte vizibilă. Vreau să știu, de cât timp sunteți căsătoriți? 7 ani. De 7 ani, deci vă știți foarte bine. 7 ani. De cât timp vă cunoașteți? 7 ani. Nu, 6 ani suntem căsătoriți și 7 ani ne-am cunoscut. Deci s-a mișcat repede nenorocitul. Da. N-a vrut să te piardă. N-am mai așteptat, da. Păi nu, că noi, îți dai seama. Vreau să fii sigur. Așa e, când aduci și o moldoveancă la București, nu vrei să o pierzi. Moldoveancă pe lumine. Bela, ți-aduce aminte cum ți-a dat inelul? A fost romantic? Da, eu eram în chiloți și el era în costum. Poate romantic. Scuză-mă, poți să traduci? Deci... Era undeva la 6 dimineața. Da. M-am dus, m-am îmbrăcat în costum, am bătut la ușă, s-a ridicat din pat. Vrei să fii soția mea? Da sau da? Refuz nu există. Bă, ideea e că eu vreau să fiu cerută în plajă. Da, ai vrut tu pe plajă. Păi am... Dar la 6 dimineața... Cu costum de baie, dar eram cu costum de dormit. Ok, și pe plajă, oricum. Veneați de undeva la 6 dimineața sau atunci ai prins curaj? Atunci m-am trezit, am vrut inițial pe la 4 să pun o masă în grădină, dar era mai complicat. Bela, spun că puteai prinde un român mai normal, dar asta e. Bun, o să vă rog să vă apropiați, fetele în dreapta mea, băieții în stânga mea și față în față. Am întrebări pentru fiecare dintre voi. Trebuie să răspundeți repede. În 5 secunde trebuie să-mi dați răspunsuri, de obicei compuse din 3 cuvinte. Repede, ce vă vine la gură. Imediat ce considerați că ați dat răspunsul corect, apăsați pe ciupercă. Deci după ce am dat răspunsul corect. Îți traduc în filipineză? Yeah. Mă pricep. Yeah. Începeți voi doi, Ionuț și Bela, Lino, în spate. Atenție! Da. Încep cu tine, Bela. Numește 3 alimente sau fructe care se pot băga în ciocolată înainte să le mănânci. Zi. Căpșun, afine, mere. Mere, bravo! Trebuie să spun că am avut emoții pentru moment. Și eu am emoții. Ionuț, pe românește. Numește 3 scuze pe care le poți folosi ca să nu ieși în oraș cu soția. Nu am cu ce să mă îmbrac. Bun. Mi-e rău. Da? Și nu vreau să întârzi la muncă. Și nu vreau să întârzi la muncă. S-a dus. Schimbați. Schimbați. Du-te în spate. Delia. În 5 secunde. Numește 3 lucruri pe care nu ar trebui să le faci în mașină. Să pun eu muzică când sunt curată. Să pui muzică? Să fumez. Să strig la el. Să strigi, bun. Am să zic ceva, dar era porcos. Tu n-ai voie. Am atâtea bipuri pe vocea lui Lino în montaj că o să vedeți voi de râd. Bine. Numește 3 chestii pe care trebuie să le speli frecvent. Cap, picior, mână. Cap, picior, mână sună ca o boală de copii. Cap, picior, mână, schimbă. Nu te-ai spălat de mult? Cap, picior, mână. Are o freză nouă. Da. Dar
Delia, de când am scos inelul, nu poți să zici nimic despre freza lui, adică nu poți să-l îndrumi, nu... Eu i-am făcut-o. Pardon? Pardon? Da. Tu i-ai făcut asta în... Bă, dar ți-a luat ceva. Nu știi cum să-l prinzi la o discuție și ai zis, stai aici între picioarele mele, nu, că trebuie să te ia jos. Și tu în capul lui, că trebuie să vorbim. Da. 4 ore. Bravo! Nu știam că ai și această calitate. Bela. Da. Numește 3 obiecte sau animale cu care nu ai vrea să vină partenerul tău acasă. Câine, pisică, păduchi, ursuleț. Nu vrei să vin cu el acasă? De să dăm câini. Ce? Nu vrei să vin cu el acasă. Aveți câini? Da. Păi nu. Am 2 filipinezi. Da, dar stau în curte. Scuză-mă puțin. Stau în curte și nu vreau în casă. A, în casă? Da. Cum arată câinii? Ce câini are? Mici, filipinezi. 2 filipinezi. Am vrut unul mare inițial, da? Eu am vrut mică și... Ce? Și ți s-a împlinit dorința? Are și mașină filipinezi, mică. Ce rasă de câine este un câine filipinez? Cum se cheamă? Sau le ziceți așa doar pentru că... Nu, el le zice așa pentru că e mic. Am dorit un câine mare. Ăia nu sunt pe chinezi. Eu sunt mică. Tot de acolo vin. Doar că ăștia sunt catolici. Exact. Ionuț. Prezent. E atât de greșită emisiunea asta din toate punctele. Numește 3 porecle cu care te alintă Bela. Ma. Sau poate te alinte. Bum, șobolan. Mițu. Ce frumos! Cu cine vorbești, Mițu? Din gură, nu? Cine zice ție, Mițu? Ia! Ia, ia, ia! A zis cu care poate. Bă, Bobo, iubire, ce n-ai? Ce? Mițu? Cine-i Mițu? Cine-i Mițu? Cine-i șobolan? S-a gândit el cum mai... Șobolan filipinez și supresiune. Schimbați. A văzut prea mult șobolan. Schimbați că mi-e tot mai frică. Delia. Numește 3 părți ale corpului ce-ți plac la partenerul tău. Mamă. Nu pot să le zic pe toate. Zi două. Ochii și zâmbetul. Ochii și zâmbetul. Să știți că așa vorbește ea mai domol. Și nu pot să le spui pe toate. Urechi? Ochii, okay, gura și cu nasul. Lino. Nu. Numește 3 activități pe care le poți face în bucătărie, dar în afară de gătit. Dragoste, dragoste, dragoste. E și vârsta, mă! Eu vreau să fiu drăguț! Schimbați! Nu, 3! Bela! Da! Ce, nici nu știu că eu îți caut ție special. Îți dau mai ușor. Mai ușor, mai ușor, fii atentă! Așa. Numește 3 mâncăruri nepotrivite pentru a fi mâncate la micul dejun. Sarmale. Da. Papanaș. Da. Negresa. Ah, pardon, pardon. De ce nu poți să mănânci negresă la mic dejun? Ușor, ușor. Depinde ce negresă. Poate pentru că nu ai. Las că mănânc albă ca zăpadă. Știu că-ți place. Negres? Da, da. Știi ce? Eu am făcut negresă și am făcut și a fost foarte bun. Bravo, ți-a ieșit? A ieșit foarte bun. Negresa moldovencă, filipinez. Asta e o combinație ciudată. Da. Știi ce se spunea în România dacă ieșeai cu mâncare sau cu o banană? Noi nu aveam banane. Da. Ieșeai cu o banană pe stradă, ce spuneau părinții? Nu te duce pe stradă, că poate alți copii nu au. Așa. La fel e și cu negresa. Că mai le faci poftă și... Păi, am înțeles. Știi ce era pe la petrecerea Antenei 1? Vai de capul meu. Ionuț! Prezent. Numește 3 lucruri pe care le poți ține ascunse. Telefonul, banii și creierul. Ce? Telefonul ai zis? Ce?
auzi la telefon. Te rog frumos, încetează când bați ceartă în casă, Florin, de când n-am dat ceva cu mine. Nu, că ia telefonul! Se poate ține, nu, ce se poate ce ține ascuns. Ce se poate ține ascuns. Dar nu le mai lua și tu așa pe drept. Bela, eu vreau să spun o întrebare foarte de bărbat. Chiar vorbim acasă. Tu, ție ți se pare corect că tu poți să citești în românește? Normal. Adică dacă îi scrie cineva Mițule, ești șobolanul meu preferat. Șobolanule, ce păr frumos ai. Tu înțelegi în română, poți citești? Da. 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 Au același alfabet până la urmă. Păi știu, dar... Dar dacă el zice dar la asta fata? Nu, dar el, dacă ți-a telefonul, înțelege ceva? Nu. Avem inteligență. Acest râs. El înțelege. Bun, asta vreau să spun. Vă schimbați. Te-am întrebat? Te-am întrebat. Da, da. Telefonul. Ultimul rând, ultimul rând. Delia, aici îți caut ceva foarte personal. Mulțumesc. Da. Numește trei lucruri pe care dacă le-ai primit cadou, le-ai dai imediat mai departe. Îmi plac cadourile. Îți plac cadourile. Răspuns corect! Frumos. Orice. Orice. Ultima o scamă oară... dacă n-a dat banii pe ea să fie. Ultima oară ce? I-am adus apă. 3 săptămâni am mulțumit. I-ai adus apă și ți-a mulțumit? 3 săptămâni. În sfârșit tu spăla și părțile celelalte. Apă. Lino. Da. Ultima. Vorbim noi acasă. Numește trei obiecte vestimentare care se pun pe sub haine. Sutien, chiloți, sutien. Mai eu, Izmele. Mulțumim tare mult, vă rog să vă întoarceți la locurile voastre. Nu e un concurs cu puncte, dar sigur Bela a câștigat. A câștigat șansa să aibă o discuție acasă. Acasă. Cine este Mițu? Delia, Lino, ne vedem de seară la petreceri, dar și de luni încolo la televizor, 3 zile pe săptămână. Delia va observa că îl vor iubi pe Lino, nu numai fanele alea nebune care îi trimit poze de ochiate, bănuiesc că nu, încă, chiar și după inel. Să nu-l deschidem. Dar, să nu-l deschidem, nu? Dar vei vedea că și diverse doamne mai în vârstă de pe stradă. Abia aștept, ale publicul meu țintă. Îl vor iubi pe Lino. O să fiți mai celebri decât sunteți acum și oamenii te vor descoperi pe tine și altfel. Cât despre Bela și Ionuț, ce să vă zic, succes. Dar, na. Nu vreau să vă... În românește, Bela, da, se spune așa. Ți-am băgat mortul în casă. Ristei a băgat mortul. Da! Ba da! Ristei a băgat mortul în casă. Aș traduce și în engleză, dar sună ciudat. Cică, dead person in the home. Cică, Ionuț, asta e o temă pentru tine. Ce, tradui unuia în engleză că trebuie să mănânce colțul ca să-l iubească soacra. Mulțumim tare mult, ne vedem la Power Couple. Începând de luni asta, de pe 5 februarie, luni, marți și miercuri, în fiecare săptămână până mă dă afară. Power Couple, la bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, începe din 5 februarie, pe Antena 1 și Antena Play.